Bun găsit tuturor! Traversăm un moment dificil, deoarece acesta este punctul culminant al unei ere vechi și începutul unei noi ere pe pământ. Lumea noastră se destramă și nu poate fi controlată în același mod ca până acum și totul se schimbă foarte repede. Trăim ultimele zile ale pământului vechi și nimic nu va mai fi la fel. Și rapid, fiecare la timpul său, trecem prin expansiunea conștiinței. Prin urmare, oamenii nu sunt atât de previzibili. Gândurile și sentimentele lor se schimbă tot timpul și odată cu intrarea tuturor informațiilor, ei chiar nu știu ce este adevărat și ce nu. Este dificil să găsești timpul, să intri și să simți ceea ce poate fi adevărat pentru tine. Dar acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care îți dedici timpul acum. Nu ar trebui să dureze mult, majoritatea dintre voi simțiți intuitiv că este adevărat. Dacă poți vedea lucrurile cu oarecare logică sau un pic de bun simț, atunci vei înțelege cum ar trebui să fie cu adevărat. Ce este important pentru mine și pentru toată lumea? Ce este cel mai bun pentru noi? Este cinstit și iubitor? Sunt încrezător în cei care iau decizii? Acestea pot fi întrebări importante pe care trebuie să ți le pui atunci când ai dubii. Simte-te liber să te asculți înainte de a decide ce te deranjează. Acesta este motivul pentru care este atât de important să îți iei timp acum. Doar în interiorul tău poți primi răspunsurile adevărate. În haosul informațional care predomină, numai sentimentul tău interior poate fi asociat cu faptul că poți obține exact informațiile de care ai nevoie, să faci pașii de care ai nevoie. Acesta este momentul în care este extrem de important să te supui îndrumării tale interioare. De aceea, ascultă-ți vocea ta interioară plină de iubire, care acum dorește atât de sincer să te conducă acasă, către lumină și iubire. Fii o lumină pentru lume și urmărește cum se schimbă lucrurile în fața ochilor tăi. Mulți oameni vor continua să adere la vechile standarde etice și morale, rămânând în continuare în a treia dimensiune. Ei se bucură de rău și chiar folosesc oportunități pentru a-și întări acțiunile care nu sunt aprobate de legea supremă. Cu toate acestea, o conștiință bazată pe milă, dragoste și respect necondiționat va face saltul cuantic și va avea condițiile necesare pentru moștenirea noului pământ. Plonjează așadar în fluxul de noi energii și noi vibrații. Renunță la credințele limitative și la vechile concepte. Acceptă noutățile care vin. Deschide-te către noua eră fără rezistență. La urma urmei, rezistența de astăzi este cauza tuturor durerilor în ultimele zile ale pământului vechi. Vibrațiile tridimensionale nu mai pot însoți oamenii care vor continua să existe pe această planetă. Așa că eliberează furia, frica, intoleranța, mândria, vanitatea, invidia și toate celelalte sentimente de joasă frecvență. Acceptă-ți sinele superior. Ai dorit să participi la schimbarea planetară și de aceea ești aici acum. Ești pregătit pentru asta. Deci, de ce opui rezistență? Amintește-ți că ne susținem foarte mult. Amintește-ți că ești aici pentru a ancora lumina. Nu te lăsa descurajat. Nu contează cât de aproape este frământarea schimbării, oricât te-ar speria, indiferent de modul în care te mint, oricât de jignitoare și provocatoare ar fi. Chiar și așa, crede că ești ancora Creatorului, al lui Dumnezeu în această chestiune. Istoria noastră este plină de lupte între lumină și întuneric. Adevărul este mai ciudat decât ficțiunea și în timp va fi dezvăluit. Se pare că totul se mișcă foarte încet,
deși, de fapt, este adevărat opusul, deoarece lucrurile se accelerează într-un timp considerabil. Ei ajung la punctul în care publicul poate ști ce se întâmplă și cum ne va afecta viitorul. Conducerea luminii întunecate este dezordonată și nu poate să-și îndeplinească planurile. Fii sigur, vor fi trași la răspundere pentru tot ceea ce au făcut. Forțele luminii nu s-au încurcat și au urmărit toate acțiunile întreprinse de întuneric. Poate părea ciudat că li se mai permite o anumită libertate, dar exact acest lucru se întâmplă în universul liberului arbitru. Conform legii universale, cei întunecați trebuie să-și declare intențiile și de acolo forțele luminii trebuie să răspundă după cum consideră potrivit. În timp, multe dintre evenimentele atribuite lor vor fi dezvăluite și va exista o judecată. Istoria noastră este plină de lupte între lumină și întuneric. Conflictele au avut loc atât deasupra suprafeței Pământului, cât și dedesubt. Întreaga poveste ar lua volume și știm puțin despre ceea ce s-a întâmplat de fapt, iar multe ar putea suna incredibil și să pară ca ficțiune. Cu toate acestea, lupta pentru minți și suflete se desfășoară de mulți ani. Adevărul este mai ciudat decât ficțiunea și în timp va fi dezvăluit. Dar, indiferent ce se întâmplă, puteți fi siguri că lumina va fi forța dominantă. Odată cu începutul unui nou ciclu, în 2012, lumina a fost înălțată și înfrângerea celor întunecați a fost asigurată. De atunci s-au făcut progrese semnificative în reducerea activităților lor, iar mulți dintre susținătorii lor au fost retrași din circulație și vor continua să facă acest lucru. Avem zile mai luminoase și mai fericite în fața noastră. Nu am fost niciodată uitați sau lăsați singuri cu probleme și fiți siguri că există ființe mari și puternice care ne urmăresc progresul, garantând victoria, chiar dacă am trecut prin momente foarte dificile. Karma a jucat un rol important în acest sens și ca rezultat, multe suflete și-au curățat karma personală și se pot alătura în mod liber luminii. Lucrurile nu mai pot fi reținute și în timp revelațiile devin urgente. Puțin se opun divulgării adevărului, dar cei întunecați ar prefera să ne țină în întuneric, astfel încât să fie mai ușor de controlat. Deci, bătălia continuă. Lucrurile au mers atât de repede în ultimul timp, încât mulți oameni nu vor putea accepta ceea ce se întâmplă. Fiți siguri că multe schimbări vor fi foarte acceptabile în ceea ce privește tehnologia, noile moduri de gândire și de lucru. Calitatea vieții se va îmbunătăți și veți avea mult mai mult timp pentru a înțelege mai bine schimbările care au loc în jurul vostru. Intrăm într-o nouă eră și suntem gata să ne ocupăm de ea. Așadar, fii atent la detaliile a ceea ce se întâmplă în jurul tău. Adevărul te cheamă să deschizi ochii larg. Vei clipi și vechiul va dispărea. Trecutul s-a terminat. Nu lua nimic de la sine, înțeles, decât capacitatea ta de a te ridica deasupra haosului și de a te deplasa într-o conștiință superioară. Fii atent și continuă să iubești când lucrurile nu merg așa cum ți-ai dori. În curând vei avea drumul tău. Noi nu ne așteptam la aceste evenimente, dar după cum știi, aceasta este bătălia finală dintre lumină și întuneric. Oamenii devin din ce în ce mai conștienți de răul existent și de modul în care vrea să distrugă tot ce poate, pentru că știe că timpul său a trecut. Te-ai aștepta vreodată ca forțele care controlează această planetă să plece cu grație? Înțelegi cât de disperați sunt acum, cum se agață și luptă pentru a păstra ceea ce au?
încearcă să ne țină în ghearele lor cu minciuni și înșelăciuni. Cu toate acestea, indiferent de planurile pe care și le fac, nimic nu va ieși din ele. Lumina de pe planetă a preluat conducerea. Tot ce se întâmplă acum este jucat. Ca cel mai recent joc, calea este directă către lumină. Calmează-ți așadar mintea și corpul. Nu încerca să afli totul, pentru că este de neînțeles. Este profund și larg și înșelător. Fii sigur că cele ușoare sunt foarte puternice în culise. Știu exact ce să facă și cum să facă schimbări atunci când este nevoie. Este o modalitate de a curge cu energie și toți învățăm să o facem. Rămâi conectat cu tine însuți și cu familia ta divină. Ea este în jurul nostru. Fii vigilent. Să știi că există un plan divin și ai încredere în el. Păstrează-ți inima deschisă și întâmpină tot cu lumină și dragoste. Păstrează această lumină și dragoste. Lasă-ți frica. Rămâi conectat la sursă și păstrează-ți puterea ascultându-te din interior. În curând, această dramă se va termina și vom trece la lucruri noi și superioare.